la care rujurile ia. Mămăică, păi are și batic. Ai, lasă-mă, face că mor aici deja. Nu mai poate mămăica de dragul ei. Pregătirile de botezul nepoatei Mariei Cârneci au început dis de dimineață la Casa Artistei. Incredibil de emoționată, Ana Maria, nora Mariei Cârneci, ne-a mărturisit cât de fericită este ea. Încântat de prima fetiță, toată lumea ne-am luat mai băieței. Acum e prima fetiță, e entuziasm mare. E cea mai tare, soacră. Eduard, fiul Mariei Cârneci, tremura și el de fericire când se gândea la ce avea să urmeze. Am emoții în momentul în care se va scufunda. Ana a strălucit într-o rochie gri din dantelă ce îi punea în evidență talia, în timp ce Eddie a optat pentru un costum bleu marin cu cravată roz pentru a se asorta cu pantofii soției. Nașii Robert și Sorina Negoiță au fost și ei extrem de eleganți. El a fost îmbrăcat într-un costum bleu marin, iar Nașa a făcut senzație într-o rochiță albă, mulată și cu un decolteu adânc. Emoționați puțin. Să fie sănătoasă, să se facă mare, să aducă bucurii părinților. Maria Cârneci și-a așteptat oaspeții în curte. Mamă, bunică frumoasă! Bun, așa e, te pup! Bine ați venit! Bine ați venit! Vai, nașul! Mai omorât nașul! Foaie verde, dar vrămasă, am cea mai frumoasă nașă! Frumoasa soție a primarului a îmbrăcat-o pe cea mică în costum popular muntenesc, iar bunica a fost din calea afară de încântată. Să-i Sorina, așa ceva? Nu m-am așteptat la așa ceva! Vai, mânca... Nu m-am mâncat unghii, mânuțili. Vai, mâncate, ar mămăica. Da. Deci ce surprins. Are și opinci? Hai, mă. Mămaia a plecat, mămică, de la opinci și uite unde a ajuns. Bunica a fost emoționată până la lacrimi de surpriza nașei. Hai, mă, nașule, eu așa ceva n-am văzut, deci. Cea mai frumoasă surpriză. Mânca, ar mămaia, păi din ce zonă ești? Cântăm? Zi, să tăiască nasul și nasia. Da, mămăiță, da. Dar știi ce chiuă te trage? Are glasare. Dar și acum nașa și nașul i-a luat costum. Deci nu se poate așa ceva. Mâncau ar mămaia de porumbiță, care e cea mai frumoasă. It's such a wonderful life. Such a wonderful life. Unpredictable life. Dacă vrei să vezi cum arată fericirea și bucuria mea, oricâte realizări aș avea pe orice plan, când mă uit la sufletelul ăla acolo, îmi vine să leșin. Pentru că e, nu știu, mi se pare că seamănă cu Edi când era mic, Edi seamănă cu mine, nu știu. Știu că e ceva din mine acolo, înțelegi? Începe să bate inima din ce în ce mai tare. Vrei să primoasă? Deci bate cu nu se poate. Și tremur de emoții. Micuța Rozemaria a fost cu minte chiar și atunci când preotul a băgat-o de trei ori în cristelniță. Se botează roba lui Dumnezeu, Rozemarie, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și vecii, vecilor. Pecetea darului Duhului Sfânt, pecetea darului Duhului Sfânt, pecetea darului Duhului Sfânt. Botezatul te-a luminat miluit în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum am îmbrăcat. Cum a fost slujba? Foarte frumoasă, impresionantă. Am intrat un pic în panică, a fost cam neliniștită, a plâns un pic, dar acum văd că s-a liniștit de la nașul, la Edi. Ce să zic, foarte frumos. Și cum să nu fie emoții când vezi că primește botezul sfânt? Ce se urăți? Tot ce e mai bun pe lumea asta. Dar emoțiile nu s-au terminat pentru Maria Cârneci.